ne-am urcat acolo sus pe coșul de fum și am purtat un dialog cu persoana. Nu am căutat să bruscăm persoana, am vorbit atâta cât a fost nevoie, m-am convins să coboare. Ce i-ați spus? De toate, lucruri de viață, este un fântânar, am convins că meseria lui este importantă, că poate să mai facă lucruri importante în viitor și chiar ne-a promis că ne sapă în curte o fântână la unitate. L-am convins și a coborât singur, nu a fost bruscat și ne-a înțeles. Și cred că am întreprins un dialog bazat pe respect reciproc. Bună și cu ziua dumneavoastră. Maior Mircea Dan, comandantul detașamentului de pompieri al Baiului.